că e în pericol emisiunea. Și ne-am întâlnit de câteva ori în parc, așa cum ne întâlnim și acum, de fapt. Și așa s-a stabilit. În caz că se întâmplă să fie suspendată emisiunea, în următoarea duminică ne întâlnim aici, în acest loc. Ca la emisiunea radiofonică, ne-a retras după miezul nopții și am învățat a ne exprima. Aici, în parc, într-o margine, așa, sub protecția ambasadei Germaniei. Și aici era ambasada Bulgariei, acum s-au mutat. Aici e locul unde ne adunăm, pentru că aici trebuia să fie instalat bustul lui Liviu Rebreanu. Și e un fundament care l-au turnat atunci, în ajunul zilei de 31 august 2003. Da, uite, e betonat. Și acum arată ca un mormânt al lui Liviu Rebreanu, așa, e o placă de beton. Lenin ce-a făcut prima dată? A zis că puterea aparține proletariatului, deci oamenilor fără carte. Apoi ce a zis? Intelectualitatea nu este pătură bună a societății, ea este parazitară. A treia ce-a făcut? A zis că religia este o travă, cum să zice, opium naroda. Nu știu cum se spune în română ca să îmbină mai repede. Discursul totalizator este un fenomen foarte înspunător.